O familie din Chișinău este prima din Republica Moldova care a semnat un contract cu Neon Fenosa și are dreptul să livreze în rețea energie. Totul a început în anul 2013, atunci când Gheorghe Cimbir și membrii familiei au început construcția casei în care locuiesc în prezent. A vrut să reducă cheltuielile pentru energia termică și electrică, din acest motiv a decis să instaleze panouri fotovoltaice în grădină. Cine nu dorește ca să facă o casă, să trăiască în trânsa și să nu plătească la nimeni nimic? Ia ca... Este așa posibilitate și problema Moldova. La scurt timp, Ograda a devenit o adevărată oază cu panouri fotovoltaice. Bărbatul a recunoscut că utilizează pentru necesitățile familiei doar o parte din ceea ce furnizează companiei Union Fenosa. Așa că eu consum în jur la 20% în mediu pe an. De exemplu, vara pot consum mai puțin, iarna consum mai mult. Scopul a fost ca să reducem cheltuielile pentru a întreține casa, să le aducem la zero. Dânsul nu plătește nici pentru încălzire, nici pentru condiționare, nici pentru energie electrică, nici pentru apă caldă, nici pentru canalizare. Pe parcursul anului 2016, casa pentru a menține, pentru încălzire, a consumat 2500 de lei. Stația fotovoltaică a produs energie de 16.000 de lei. Iar pe lângă faptul că economisește, bărbatul reușește să obțină și profit din energia furnizată de parcul fotovoltaic. Conform contractului cu Fenosa, ei achită și tariful acceptat de ANRE cu 1,90 lei per kilowatt, fără TVA. Contractul numărul 1 din Moldova. Până la 1 septembrie 2017 am produs 28.000 de ceva de kilowatt livrați în rețea. Asta e aproape 60.000 de lei. Pe lângă parcul fotovoltaic, bărbatul a instalat și alte tehnologii de producere a energiei regenerabile și eficientizare energetică. Aici sunt în spatele meu trei puțuri de 65 de metri. De unde noi căldura o luăm și vara răcim casa cu ajutorul unei pompe care consumă 2 kW energie electrică și produc alt, energie termică. Pompa geotermală are începutul cu puțurile de acolo și ieșirile sunt aici sau intrarea în casă. Pe urmă convine la pompă și în bacul unde se acumulează apa. Pe acoperiș sunt tuburi solare pentru apă caldă și acesta este controllerul pentru șbacul pentru apă caldă, care noi încălzăm apa caldă gratis de la soare. Bărbatul a încercat să profite la maxim din resursele pe care le oferă panourile fotovoltaice și în fiecare cameră a instalat aparate pentru aspirat praful. El e montat aici, dar poți să te folosești orice, unde vrei. Sunt unituri de stian la fiecare etaj. Și acolo ai pus șlangul și te folosești fără problemă. Nu trebuie să tărie aspirator de urma ta. Și el are bacul sau coșul unde ieșea și iese aer afară curat. În aceeași ogradă locuiește și unul dintre fiii bărbatului, care se bucură din plin de beneficiile parcului fotovoltaic. Soția lui Gheorghe a recunoscut că parcul fotovoltaic a fost una din cele mai bune investiții. Ia uitați, televizorul toată ziua lucrează, frigiderul lucrează, asta lucrează, lumina nu tare, dacă e soare de acum nu o folosim. Dar așa, noi cumisim, mâncarea e pe plită electrică. Greu era când era cu gazul, mai economisei că e scump, nu știu ce, dar acum n-avem. Rola funcționează, plita tot. Toate sistemele inginerești pot fi monitorizate și setate în regim real prin internet, chiar și de pe telefonul mobil. Gheorghe a recunoscut că investițiile inițiale pentru tehnologiile eco au fost de circa 500.000 de lei. Odată cu scumpirea resurselor energetice fosile, a avut loc și ieftinirea tehnologiilor regenerabile. Astfel că în prezent o instalație de acest gen costă până la 300.000 de lei. Iar pentru a ajuta și alți doritori de a instala astfel de panouri fotovoltaice, bărbatul, care este inginer de profesie, a decis să lanseze o afacere în acest domeniu.